că e un moment interesant, pentru că teatrul e în șantier și totuși se găsește o soluție mai mult decât ingenioasă, i-aș spune eu, de a marca cei 70 de ani de teatru de marionete la Arad, folosind ceea ce avem astăzi la fața locului, respectiv Macaraua, care lucrează pentru teatru. Sunt convins că va fi ceva inedit și frumos și le mulțumesc celor care au avut ideea și care o pun și în practică.